Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vom juca Car Mechanic Simulator. Avem aici o mică mașinuță cam undeva din anii 90, anii 90-2000, cam așa. O avem aici la un test, din câte am văzut, se vede și în partea stângă acolo că avem niște rugină. Mașina este vechiuță. Hai să vedem cum arată. Sper ca jocul să nu se audă mai tare decât mine și din câte văd decât se audă mai tare. Așa că, ia stați așa. Dăm și noi jocul puțin mai încet. Ok, din câte am fost eu acolo când am luat această comandă de reparare a mașinii, mașina are o mică problemă la suspensie. Și din câte am văzut, trebuie să o schimbăm. Hai să-i dăm un test. Să sperăm că o ducem bine la test și să nu avem probleme. Dar din câte vânt, mașina cam balansează stânga-dreapta și asta nu prea-mi place. Ceva avem capete de bară. Da, deci suspensia-i varză. Normal, mașina trebuie să stea rigidă și doar suspensia se miște. De când am văzut acum, s-a mișcat cu totul, deci nu-i prieteni să putem neapărat pe elevator și să ne apucăm de treabă. Mai avem aici break testul. Ok. Perfect. O să încerc să filmez, să zicem așa, câte un clip pe zi. Da, deci avem suspensia varză. Ok. Să dăm jocul puțin mai aici, dacă nu avem muzică pe final. Deci mașina, cred că vedeți că arată, e foarte ruginită și la motor e varză. Haideți să o punem pe elevator și să sperăm că totul va fi bine și să nu avem probleme. Punem elevatorul sub ea, o ridicăm puțin. Și acum hai să vedem, îi dăm noi un mic inspect aici. Și avem o articulație, suspensie, nu vreau arăt ceva. Pe spate mai văd de acolo rulmenții de la suspensie. Da, păi hai să ridicăm și mai sus și să ne apucăm de a să-i dăm cauciucurile jos. Acest videoclip cred că o să mai vreau, să zic, 15-20 de minute, depinde cât de repede ne mișcăm să reparăm această mașină. Dacă nu, vom termina episodul următor. Vreau undeva să fac episoade undeva la 15 minute. Cu cât fac episoade mai scurte, până în 20 de minute, cu atât o să uite mai multă lume, că nu o să stai să te uiți 30 de minute la un videoclip. Dar așa este cel mai bine. Optai. Avem și rolmentul de scos. Ăsta din câte văd acolo este 13%, deci este uzat la maxim. Fău, și ăsta e vai de capul meu. E varză. Trebuie să demontăm tot. Este un model mai vechiut, să sperăm că reușim să-l modificăm și să facem cum trebuie. Ok, scoatem și asta. Cred că o să trebuie să cumpărăm toată partea de aici. Ok, și scoatem și partea asta. Acum, trebuie să mergem partea cealaltă. Trebuie să
facem cauciucul și aici. Dacă nu terminăm în, să zicem, 15 minute acest episod, continuăm episodul următor. Această minunată mașină. Scoatem și rulmentul. Văd că pe această parte avem mai puțină rugină decât partea cealaltă. Ceea ce eu zic că este un lucru bun. Pensia. Ok. Hai să mergem și poate asta. Asta. Și acum se mi-a fac ceva greșit cu timpul ăsta, așa. Vă să fac. Ok. Ne facem și șurubule sus și jos. Și mai avem de sus acesta. Ok, împreună am asta. Acum, deci am văzut eu că mai avem de scos, mai avem asta. Asta mai avem de scos. Și momentan cam atât, decât mi se pare că axul central mai avem de scos de aia. Hai să mergem aici să vedem. Și ăsta, și cutia. Cutia de viteze, văd că e cam afectată. Ok. Haideți să vedem ce avem de comandat. Avem cam multe piese aici. Avem așa. Rubber. Deci avem bucși. Astea sunt bucși, avem una, două, trei, 4, 5. Deci 5 bucși de comandat. Rup. Bucși astea. Avem 5 bucși de comandat. Deci avem comandat 5 bucăți. Pe astea le putem vinde. Nu mai vreți face pe ele. Ok, mai avem un Outer T-Road. Outer T-Road. Ok, avem de cumpărat una bucată și una bucată. Ok, Inner T-Road și Outer T-Road. Ăsta și cu ăsta, Outer T-Road. Ne mai trebuie unul. Și să mai cumpărăm încă unul. Cred că acest episod vom cumpăra toate piesele necesare pentru a putea asambla mașina. Și episodul următor ne punem forță să o repară. Ok, avem nevoie de un upper. Un cuplu. Dar acum să vedem de care și ce model avem. Tension, arm. A
afară în pocul ăsta. Am văzut că avem nevoie de bucată. Inventoriu ăsta l-am cumpărat, dar avem aici nevoie de front tip C. Front tip C. Ok. După ce am la partea au, mereu intru în tableta acolo. Avem front tip C, bottom suspension arm. Deci e varză mașina asta. Save bar tip B. La tip B. Avem nevoie de una bucată. Și front wheel. Cam scump. Dar nu prea avea ce face. Ok, mai avem ceva pe roșu pe aici. Din câte observ, nu, ar trebui să asamblăm tot ce avem nevoie. You are not iPhone. Steering pack. Deci ce avem nevoie? Asta așa că mi se pare că am vândut ceea ce întreabă. Uitați aici, oba, 800 de dolari mă băi să ne seacă. Ne seacă la bani, dar din câte am văzut eu pe mașina asta, încă nu ne zice cât luăm. Dar ar trebui să luăm ceva bănuți chiar bine. Uitați să ieși frumos. E frumos nou. Avem aici parte nouă. Buc și noi. Noi așa lucrăm cu noutăți. Ok, și aici la fel. Trebuie să uităm și asta aici. Să-i punem și rulmentul. Văd că discul de frână e cam uzat, dar nu prea am ce să-i fac. Atâta timp cât proprietarul n-a cerut să-i se schimbe discul, nu mă bag. Oh, stați așa că avem aici la suspensii. Trebuie să mergem să desfacem suspensiile. Așteptăm puțin să se desfacă suspensiile. Și avem deja 14 minute de când filmăm. Așteptăm să desfacă cam două suspensiile. De fapt, nu se desfacă, se decompreseze. Ok, și acum vedem că avem nevoie de front spring două bucăți și front stock after cap două bucăți. Spring. Avem nevoie de două bucăți și avem nevoie de două bucăți de spring. Ok. Bă, băieți, cam acesta a fost și episodul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un pumn de like. Cu voi a fost Leo Hyper.
v-am salutat și ne vedem la un nou episod mâine. Ba! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.